Eu uite cum a crescut. Vai de mine. Doamne. Uite. Ia stai puțin. Mama. Alo, da, mam? Deja? Așa repede? A, voi deja aici sunteți? A, bine, da, am înțeles. Imediat ies. Bine, da. Da, hainele sunt gata. Am înțeles, da, bun, eu ies. Hai, bine, hai. Eu trebuie să plec, mama cu tata deja au ajuns să mă ia. Iată, mașina este aici undeva la geam. Ei au spus că mă așteaptă. 5 minute și trebuie să ies, bine? Ce? Așa repede? Poți mai stai un pic. Alisa, eu aș mai sta, sincer, cu mare drag aș mai sta. Mie îmi place să petrec timpul cu tine. Însă nu pot să fac nimic. A venit mama cu tata, m-a sunat mama deja la telefon, a zis să mă grăbesc pentru că ei toți se grăbesc să meargă în oraș deja. Deci trebuie să ies, eu nu pot să stau mai mult. Iartă-mă, dar asta este situația. Așa nu, cinstit. Ai stat doar o oră. Asta e așa puțin. Da, îți de acord, asta este destul de puțin o oră, dar nu pot să fac altceva. Pe mine m-au adus aici cât aveau treabă în sat. Dar acum deja au spus că trebuie să plecăm acasă. Deci iartă-mă, Alisa, dar eu nu pot să rămân. Așa că hai, pa, eu trebuie să mă duc. Nu pleca, eu merg cu tine. Cu mine? Unde cu mine? La mine acasă, în oraș? Da, foarte mult. Dacă vrei, atunci bine, eu sunt de acord, eu n-am nimic împotrivă. Stai numai să o întrebi pe mama dacă ea am de voie. Dar tu pe a ta, tu trebuie să o întrebi, tu măcar lecțiile ți le-ai făcut? Da. Te rog, Ira, pot să merg cu tine? Dar eu n-am nimic împotrivă, ți-am spus. Eu sunt de acord și eu vreau să vii la mine acasă. Cred că o să fie destul de vesel și interesant. Numai că ți-am zis, trebuie să o întrebi pe mama. Imediat o sun și dacă am de voie, păi nicio problemă. Sper să-ți dă voie. Alo, mama? Da, am o întrebare. Te rog frumos, poți să o iau și pe Alisa cu noi? La noi acasă, pe 2 zile măcar. Te rog, mam, te rog foarte mult. Da? Se poate? Se poate, ai auzit? Mulțumesc, mamă, mulțumesc! Ura, ura! Mulțumesc, ura, Alisa! Tu mergi la mine acasă, ura! Dar trebuie să strângi hainele, hai mai repede! Ura! Ura! Ce ura! Chiar atât. Haide mai Alisa că ne așteaptă mama cu tata. Și eu mă bucur foarte mult. La mine acasă o să fie foarte, foarte vesel. Hai mai repede, fugi și strânge hainele. Ura, eu merg la Ira acasă. Ura, eu merg la Ira acasă. Doamne, dar ce se mai bucură Alisa! Da, într-adevăr, o să meargă la mine acasă și eu tot așteptam de mult momentul ăsta și chiar mă bucur că mama mi-a dat voie. Ia așa frumos să strânge hainele, da, Alisa? Hai, și unde o să le pun ghiozdan? Ia arată ghiozdanul tău. Să vedem. O, super! Hai, pune-le mai repejor. Înainte eu îmi strângeam hainele ca să plec de la tăia. Acum strânge ea hainele ca să meargă cu mine acasă. Închipuți să dormim împreună într-un pat, o să mâncăm împreună, să ne jucăm împreună. Wow, ce tricou frumos! Așa, strângele și pune-le frumos în rucsac, în ghiozdan, adică. Ura, eu merg la Ira acasă. Ura. Te bucuri? Da. Așa. Și asta e tot ce ai cu tine? Da. Am înțeles. Așa, super. Și pune-le în ghiozdan. Ești gata? Sau mai iei ceva? Da? Bine, hai că aștept. Cât Alisa acolo strânge hainele cu care o să meargă la mine acasă, eu vreau să vă rog să dați un like la acest video ca să nu ratați după toate episoadele cu mine și Alisa de acasă. Sunt sigură că o să se primească foarte interesant, o să petrecem bine timpul, o să fie super, super distractiv, așa că abonați-vă să nu ratați niciun episod. Alisa, ești gata? Da. În sfârșit. Fuh, gata, eu sunt gata. Am plecat? Da. Hai, am plecat.
Noi deja suntem în mașină și suntem pe drum spre casă. Iată și Alisa aici stă cu Andrie și se joacă. Sunteți bucuroși? Eu foarte. Alisa, tu? Da. Acum și Alisa mergem la magazin. Tata deja îi spune că mergem la magazin să-și aleagă ce vrea. Ce vrei tu să mănânci? Mergem, da? O să fie foarte vesel, așa că voi, prieteni, dați like și urmăriți toate episoadele pentru că vă asigur o să fie foarte distractiv. Gata, noi deja intrăm cu Alisa. Hai, intră! Intră! Wow. Ce wow! Îți place, da? Da! Hai la mine în cameră, hai! Intră! Așa! La mine aici puțină mizerie pentru că uitați-vă, numai cărți peste tot locul. Ce ai văzut acolo, a? Ai văzut bijuterii? Da. Da? Dar tu știi că eu am ceva pentru tine. Da. Am o surpriză pentru tine. Serios, îți zic, da? Vrei să vezi ce surpriză? Ia, aici ce am pe mână? Inel. Inel am? Dar tu ai inele? Nu. Nu? Dar vrei? Da. Vrei inel? Da. Mai multe vrei? Da. Multe, multe. Vrei multe, multe? Multe, multe. Hai, ia loc aici pe pat. Dezbracă-ți, aha, des jos ghiozdanul. După o să-ți pui deja hăinuțele în pat. A, ești curioasă, da? Imediat îți arăt ceva. Imediat. Așteaptă puțin. Eu o să iau cuția din spate. Tu știi că eu am multe chestii aici. Tu ai văzut că eu am destul de multe bijuterii, da? Da. Și am o cutie întreagă. Poftim. Ia, răstoarnă aici. Să vedem ce este aici. Hai. Frumoasă, da? Da. Ia uite, vezi asta? Asta e pentru tine. Îți plac? Da. Toate, absolut toate. Ia, hai să le vedem. Ia, deschide-le pe astea. Wow! Să le analizăm pe astea, vrei? Ia, hai, deschide-le. Poftim. Ce te uiți tu acolo? A, că mai sunt? Da, mai sunt din biser, dar astea sunt toate inelușele care le am din biser. Hai, deschide-le să le vedem. Să le arăți pe toate care sunt. Să le numărăm câte sunt aici. Ție îți plac inelele din biser? Da. Îți plac? Ia, le pui pe toate chiar? Câte sunt? 3? 4? Aha. 5? Sunt multișoare. 6 pe toate și le pune, vedeți, prieteni? Dar sunt foarte frumoase, mie foarte mult îmi plac. Drăguța asta? Da. Așa, sunt mărișoare cam, dar poți să le oricum, poți să le desfac și să le fac după mărimea ta. Wow, ce drăguț! Îți plac? Da. Și poate îți dau și un colier, vrei? Da. Din ăsta, lănțișor pentru gât, din biser, vrei? Da. Hai imediat să alegem unul. Iată, acestea două și-a ales Alisa. Wow. Unul cu romanițe, iată așa floricele galbene aici, foarte, foarte drăguț. Și unul colorat, ia priviți. Colorat tot din biser, deci o să aibă și inele, o să aibă și lănțișor. Ești fericită? Da. Îți plac? Mă bucur că îți plac. Eu pur și simplu știam că îi plac foarte mult bijuteriile din biser, dar ea singură nu avea biser ca să-și facă și vroia să-și facă, dar nu prea îi reușe. Ce? A, da? Se asortează acolo? Mm-hmm, da. Am înțeles. Da, mă bucur că îți place. Uitați-vă ce mai zâmbește. Acum are ocupație pe toată seara. Gata? Ești fericită? Da. Acum ce le spunem la prieteni? Să pună like-uri și abonați-vă pe canalul nostru YouTube Biragica Info ca să vedeți aventura noastră cu Alisa de la mine acasă. Pe curând și până la video următor. Pa, pa! Alisa! Ce să fac eu cu asta? Asta e proiect! Vai de mine, mie sigur o să-mi pună 2, eu altul nu reușesc să-l fac! Ce s-a întâmplat, Ira? Eu am uitat! Eu am proiect de făcut la biologie pe mâine la școală! Vai de mine, o să-mi pună 2 dacă nu o să-l fac! Oho! Oho, aha! Doamne ferește! Mai repede trebuie să fac proiectul! Ora 10 noapte deja! Mai repede! Ira, de să te ajut! Cu ce să mă ajut, Alisa? Cu ce să mă ajut? Doamne, așa, trebuie să fac foaia, îmi trebuie scoci, așa, repede! Așa, scoci, porfică,
Unde-i Forfica? Unde-i Forfica? Nu știu, dar vreau să te ajut. Măcar cu ceva, cât de puțin, dar să te ajut. Foarte drăguț din partea ta, Alisa, dar eu nu știu cu ce tu poți să mă ajut la proiect. Așa, asta unde? Asta aici? Unde e biologia mea? Ah, iată, biologia. Ire, dar te rog, lasă-mă să te ajut. Poate așa va fi mai repede. Cu ce pot să te ajut? Nu știu dacă e sincer, Alisa, cu ce pot să mă ajuți. Eu acum trebuie să fac foaia, să lipesc foile ca să fac plakatul. După trebuie să scriu denumirea, după trebuie să scriu informația, după trebuie să scot niște imagini. Doamne, vai de mine! Cu ce pot să mă ajuți? Nu știu cu ce. Știu! Eu pot să desenez imagini sau desene. Imagini sau desene? Nu știu, hai să încercăm. Numai că eu am foarte, foarte puțin timp la dispoziție. Așa, câte foi să iau? Să-l fac mare sau mic? Îl fac mic. Mare nu o să reușesc. Așa. O, foaia este gata. Ia uite, li se-ți place? Nu o să fie foarte mare, dar n-am timp să-l fac mare. Așa, eu cred că așa este destul. Trebuie acum să-l țin cu ceva. Ira, dar eu ce să fac? Nu știu, Alisa, ce să faci? Nu știu, găsește și tu ocupație, desenează ceva, fă, colorează, nu știu. Ira, dar tu ai slime-uri? Slime-uri? Da, cred că aveam undeva. Nu știu sigur, dar imediat mă uit. Vrei să joci cu slime-uri? Aha, da, eu vreau foarte tare. Mie îmi plac slime-urile. Ta-da-da-da! Slime, ura, 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 slime! Da, 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 slime-uri! Poftim, Alisa, joacă-te! Dar eu repede trebuie să-mi fac proiectul. Tu joacă-te în liniște, bine? Ura, mulțumesc, Ira! Ura! Aha, da, cu plăcere, Alisa, cu plăcere! Nu mai te rog să nu mă încurci, bine? Eu mai repede trebuie să-mi fac proiectul. Slime-uri! Place. Așa, denumirea proiectului. Acum trebuie să fac mai gros, să adaug și culori. Așa, iată, eu am aici albastru. Așa. La la. La la. La 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 la. Așa, trebuie de pus aici glucidia, și aici lipide, este. La 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 la. Alisa! Ce-am făcut? Scuze, scuze, Ira! Scuze! Vai de mine!
ce am făcut, Ira. Îmi pare rău, Ira. Ce să fac? Cu ce să o ajut? Ce să fac eu acum cu proiectul acesta? Eu nu o să mai reușesc să fac altul nou. Este deja aproape ora 12. Ce mă fac? Eu nu vreau 2 la biologie. Ira, scuză-mă, te rog frumos. Eu nu am vrut, sincer. Așa s-a primit, în greșeală. Mă ierți, te rog. Te iert, Alisa, te iert. Ce am încotro? De măcar să scoatem slime-ul acesta. Doamne, se ia cu tot cu hârtie. Lasă, nu-i nimic, se mai întâmplă, era vina mea. Trebuia să-ți spun să te joci cu slime-ul în altă parte, la bucătărie, pe masă, dar nu-mi fix deasupra la proiectul meu. Eu sunt mai mare și eu trebuie să am grijă de tine, dar nu tu de tine. Ah, Doamne, eu scot imediat tot slime-ul și după o să mă apuc să fac alt proiect. Nu te îngrijora, o să reușesc eu, poate o să fac PowerPoint, în telefon este mult mai repede, să nu mai chinui cu hârtia asta. Nu nimic, tot ok. Iartă-mă dacă te-am speriat, pur și simplu eu singură de la emoții. Așa s-a întâmplat, iartă-mă și tu. Bine, Ira, am înțeles. Atunci să nu te ajut, da? Că să nu mai fac iar rău. Nu vreau să te mai supăr. Vai de mine, nu mă supere, Alisa, nu mai supărați, să știi, se mai întâmplă, tu ești încă copil. Mie tot îmi plăcea înainte să mă joc cu slime-urile. Câte nebunii am făcut cu el, n-ai idee. Tot ok. Strângem proiectul ăsta și îl ducem direct la gunoi. Și eu o să fac altul. Nu te îngrijora, tot ok. Ira, ești cea mai bună! Dar slime-ul nu bun, nesimțitul. Ai stricat proiectul Irei. Totul din vina ta.